Bine v-am regăsit, dragii mei! Fabricat în Transilvania începe acum la Ardeal TV, unde altundeva decât la Irum, acolo unde, iată că de aproape 70 de ani, de când a fost înființată această întreprindere, am reușit să creăm și să producem o mulțime de locuri de muncă, dar mai cu seamă o mulțime de utilaje agricole, forestiere și totodată să cunoaștem oameni care într-adevăr au reușit ca prin intermediul activităților să ușureze munca tuturor celor care fie muncesc la pădure, fie muncesc în agricultură. Astăzi vom cunoaște două persoane care își desfășoară activitatea aici la Irum și prin intermediul cărora vom afla lucruri interesante cu privire la tot ceea ce urmează să se întâmple în cadrul Irum Reghin. Este vorba despre doamna Bianca Roman, cea care deține funcția de inspector resurse umane la IRUM, și de domnul Farcaș Mircea, cel care este manager în tot ceea ce înseamnă tehnicul din cadrul acestei instituții. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit și noi. Mulțumim pentru ocazia de a furniza informații referitoare la activitatea noastră și, cum a spus, ceea ce urmează să se întâmple în cadrul companiei. O să avem un eveniment în zilele care urmează și dorim să ajungă la cât mai multă lume acest eveniment cunoscut. Despre ce eveniment este vorba mai exact? Este vorba despre carieră la IRUM, care este un eveniment care îl organizăm pentru prima dată în cadrul companiei, este prima ediție. Așteptăm un număr cât mai mare de persoane la acest eveniment pentru a ne putea desfășura și alte ediții, să avem succes, asta ne dorim. Este un târg care se adresează comunității și nu numai, și celor din împrejurimi. Cu toții am observat în cadrul celor 2 ani de pandemie faptul că interacțiunea interumană joacă un rol important în cadrul oamenilor, iar prin acest târg față în față vrem să oferim posibilitatea oamenilor de a ne vedea exact aici, în inima producției, să zic așa, să vadă exact cu ce ne ocupăm și ce putem noi să le oferim lor. Haideți să vedem, domnule Farcaș, cu ce vă ocupați mai exact, ce opțiuni au cei care își doresc să muncească aici la IRUM. Bună ziua, în primul rând, și vă mulțumim pentru oportunitatea de a ne prezenta compania și ceea ce facem noi aici la IRUM în fața telespectatorilor. IRUM este o companie veche de aproape 70 de ani, produce tractoare agricole și forestiere, cu asta s-a remarcat de-a lungul anilor. Este o firmă cu capital integral privat începând din anul 1999, când pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat de compania Maviprod. Companie Maviprod deținută de, cum bine știți, familia Oltean. În cadrul IRUM, noi avem produsele, cum vă spuneam, tractoare agricole și tractoare forestiere. Tot fluxul de producție este integrat la noi în fabrică, și anume avem, începând de la partea de debitare până la prelucrări mecanice, prelucrări mecanice clasice, prelucrări mecanice cu comandă numerică, avem partea de sudură, avem partea de asamblare finală, atât pentru tractoare forestiere, cât și pentru tractoare agricole. De asemenea, în cadrul IRUM există și o turnătorie, un lucru mai rar întâlnit, să zic așa, în România. Cam asta facem, să zic așa, în linii mari. Însă nu trebuie să uităm că IRUM este o companie de tradiție în România, este unul dintre puținii, dacă nu chiar singurul, producător de tractoare agricole forestiere din țară. După cum știm, de asemenea, tractoare agricole până la IRUM nu s-au mai făcut timp de 10 ani, pentru că fosta fabrică din tractorul Brașov s-a închis și în urmă câțiva ani IRUM a reluat tradiția tractorului românesc prin introducerea pe piață a brandului Tagro. Acum toată lumea cunoaște tot ceea ce reușește IRUM să producă și ne referim aici nu doar la nivel național, cât și internațional, dar aș vrea să aflu de la dumneavoastră cum de s-a ajuns la un nivel atât de mare? Pentru că știm foarte bine, IRUM, alături de grupul de firme Maviprod, reușește să interacționeze cu o mulțime de parteneri externi, iar produsul
finit, tractorul, fie că vorbim de cel agricol, fie că vorbim de cel forestier, ajunge pe toate continentele acestei lumi. Așa este. De-a lungul anilor s-a investit foarte, foarte mult în această fabrică, mai ales din momentul în care fabrica a fost preluată de familia Oltean și de grupul Maviprot, să zic așa. S-au făcut investiții masive în retehnologizare, s-au făcut investiții masive în tot ceea ce înseamnă procesul de producție, așa cum vă spuneam, de la procesul incipient, de la debitare, turnătorie, până la produsul finit la tractoare. De asemenea, acordăm o mare atenție produselor finite în ceea ce privește calitatea și în ceea ce privește respectarea cerințelor clienților. Până la urmă, cei care ne-au făcut să fim astăzi unde suntem, suntem clienții finali, care ne cumpără în continuare produsele și le folosesc pentru perioade lungi de timp cu succes. Pentru a vă păstra acest succes și pentru a vă menține clienții aproape, ați reușit ca pe parcursul timpului să dezvoltați partea de mentenanță? Da, deci pe lângă ce produsele pe care noi le oferim pe piață, oferim și servicii de service în garanție și post-garanție. Avem puncte de lucru în toată țara, avem echipe de service mobile care se deplasează la clienți pentru intervenții în cel mai scurt timp posibil, astfel încât clienții, în cazul apariției unor defecte, să aibă utilajele imobilizate pentru cât mai scurt timp posibil și să-și poată relua activitatea, să-și continue ceea ce au de făcut cu utilajele. Dacă stăm bine să ne gândim, vorbim despre o mare familie aici, la IRUM, care însumează câți membri? Suntem aproximativ 500 de salariați. Într-adevăr, noi ne considerăm ca o familie, întreg grupul de firme. Suntem aici să ne sprijinim unii pe alții. Înțelegem că resursa umană este un factor decisiv care contribuie la succesul companiei, pentru că știm cu siguranță că atât de la omul care este în producție, cât și la noi la birouri, fiecare aducem un aport important în cadrul companiei. Acum am observat pe parcursul timpului și clar toată lumea care a trecut prin a fi angajat în cadrul IRUM, respectiv Maviprod, faptul că s-a produs și un schimb de generații. Vorbim de aproape 70 de ani de când funcționează această firmă, acest grup de firme și clar a fost nevoie de o schimbare în tot ceea ce înseamnă atât mentalitatea personalului, cât și a modernizării liniilor de producție, a liniilor tehnologice. Cum s-a produs acest transfer de informație, mai ales pentru că, uite, chiar astăzi am onoarea să stau de vorbă cu doi tineri. Da, consider că transferul acesta de informații se datorează tot unei munci în echipă, așa vrem să o denumim noi, adică suntem atenți unii la ceilalți și comunicăm foarte bine între noi. Ne dorim ca această comunicare să persiste pentru că este un factor cheie. Echipa este importantă, nu lucrăm separat, suntem împreună, vrem ca rezultatul de succes să fie al tuturor. Atunci este mai simplu momentul în care noi colaborăm și suntem deschiși unii față de ceilalți. Noi încurajăm faptul ca oamenii să vină cu propriile idei. Chiar avem și un sistem prin care noi compensăm dacă ideile lor sunt puse în practică și funcționează. Avem un bonus pe care noi îl acordăm. Deci încurajăm comunicarea și cuvântul lor. Și cred că asta contribuie foarte mult la tranziția aceasta între generații, să spun așa. Noi oferim locuri de muncă atât pentru cei cu experiență, cât și pentru cei care nu au experiență. Noi suntem aici să-i sprijinim, să-i ajutăm să-și dezvolte cariera. Deci ei pot să-și consolideze sau să-și creeze la noi, în cadrul grupului, în cadrul companiei IRUM, o carieră. Trebuie doar să aibă dorință, ambiție de a se dezvolta și de a dori să învețe, dacă este cazul. Știu că anul 2015 a fost un an important în tot ceea ce înseamnă parcursul acestei firme. Ce s-a întâmplat atunci și cum pot cei care vin astăzi, tinerii, în
cadrul familiei de la IRUM, Aviprod, să intre în contact cu ultimele noutăți în materie de tehnologie, în materie de tot ceea ce există nou pe piață. Referitor la 2015, este anul în care a fost lansat Centrul de Cercetare Dezvoltare, o chestie nouă, să spun așa, pe piața din România, deoarece cred că este singura firmă privată din România care deține un centru de cercetare dezvoltare. De ce a apărut acest centru de cercetare dezvoltare? Deoarece ne-am dorit să dezvoltăm și să îmbunătățim utilajele noastre tot mai mult și fără un asemenea centru era practic imposibil, deoarece ar fi trebuit să apelăm la firme de consultanță externe sau de proiectare externă. Prin crearea acestui centru de cercetare dezvoltare am reușit să gestionăm intern această activitate de proiectare și de îmbunătățire a produselor IRUM. Toate astea pentru a veni în sprijinul clienților și pentru a oferi utilaje din ce în ce mai bune pentru piața de profil, indiferent că vorbim de tractoare agricole sau tractoare forestiere. Ca și performanțe ale Centrului de Cercetare și Dezvoltare IRUM, putem spune că cele mai importante produse dezvoltate în cadrul centrului sunt Tagro, utilajul agricol Tagro, și anul acesta am ieșit pe piață cu noul utilaj forestier TAF, care de asemenea este aliniat cu tuturor prevederilor și normelor legale în vigoare, astfel încât utilajele să poată fi utilizate în condiții maxime de siguranță și în condiții de mediu optime. Dacă vorbim de noi angajați, să zic așa, noi angajați de obicei sunt direcționați către secțiile de producție. În general, ei își aleg, au posibilitatea să își aleagă spre ce vor să se îndrepte cu cariera lor în ceea ce privește dezvoltarea lor. De exemplu, dacă își doresc să meargă la, nu știu, la prelucrări comandă numerică, se predau colegilor cu experiență din zona de prelucrări mecanice. Acolo ei sunt preluați și li se face prezentarea locului de muncă, pe care intră în câmpul muncii și pe parcurs ei acumulează experiență de la oamenii cu experiență. Și acest transfer de cunoștințe s-a făcut la fel de-a lungul anilor și continuă și mai departe. Pot să completez aici faptul că încă din partea de selecție de interviu noi abordăm tot așa o comunicare deschisă în care îi sprijinim să ne comunice dacă au anumite pasiuni, hobby-uri. Poate că ei au aplicat pentru un job, dar sunt potriviți pentru alt job. Fiind o companie atât de mare și atât de complexă, avem disponibile foarte multe joburi și noi împreună cu candidații, chiar de la primul interviu, identificăm ce e mai bine pentru el, care loc de muncă se potrivește cel mai bine pentru a-și realiza sarcinile cât mai plăcut și cât mai bine, atât pentru el cât și pentru noi. Dacă salariatul este ok la locul de muncă și vine zâmbind, să spun așa, cu siguranță se va vedea în activitatea lui. Rezultatul va fi mult mai ok decât dacă noi îi impunem. Și alegem această variantă și integrarea lui pe urmă urmează tot acest pas, de fapt. Îl merge în zona în care el se simte confortabil și unde crede el că ar putea evolua și a se dezvolta frumos alături de noi. De-a lungul anilor s-a demonstrat, de fapt, că în momentul în care noi angajați și aleg locul de muncă, gradul de integrare crește foarte mult, adică ei se acomodează mai repede, învață mai repede. Și în acest fel ajută și compania pentru că devin productivi într-un timp mai scurt. Acum eu știu că amândoi sunteți reghineni, dar mai știu că IRUM și Maviprod nu înseamnă doar reghineni 100%. Așa cum spuneați, într-adevăr, nu ne limităm strict la orașul Reghin. Noi avem muncitori din mai multe zone, inclusiv din zonele limitrofe Reghinului, adică pot să dau exemplu Ibănești, Gurghiu, Suseni. Îi încurajăm pe toți care își doresc un loc de muncă să aplice la noi. Implicit îi așteptăm la târgul din 20 iulie, între orele 15 și 18, în cadrul companiei IRUM, pentru a identifica oportunitățile care le avem pregătite pentru ei. Dorim să vină cât mai multă lume, nu doar din oraș, cât și din zonele din împrejurimi. Ce se va întâmpla mai exact în acele 3 ore pe care posibilii viitori
angajați, salariații ai grupului de firme Irum Maviprod le vor petrece în cadrul companiei? În primul rând, după cum bine știm, în ziua de astăzi, oamenii caută siguranță, echilibru și stabilitate. Ce vor descoperi ei la târg? Faptul că aceste trei elemente le pot întâlni la noi în cadrul grupului. Se vor întâlni cu colegii mei, șefi de secție sau pur și simplu angajați din cadrul secțiilor de producție sau din alte departamente, unde vor putea efectiv să stea de vorbă cu ei, să vadă ce înseamnă de fapt munca la noi în IRUM, ce înseamnă secția, de exemplu, cum spunea colegul meu, prelucrări mecanice în cadrul companiei IRUM. Practic, vor sta față în față cu viitorul șef sau cu viitorul coleg de muncă și vor discuta exact ce se întâmplă în cadrul companiei sau dacă ei au întrebări, vor găsi răspunsul. Se înțeleg că va fi o atmosferă foarte relaxantă în care vor înțelege mult mai bine ce înseamnă munca în echipă, ce înseamnă IRUM Maviprod, ce înseamnă să fii părtaș la a scrie pagini importante din activitatea acestei instituții. Da, îi invităm alături de noi să creăm împreună în continuare produse românești. Îi vom sprijini, indiferent dacă au experiență sau nu, să se dezvolte, să ajungă pe cele mai înalte culme ale succesului și vor găsi la noi comunicare. E foarte important de menționat faptul că multă lume, mulți dintre cei care au intrat în contact cu IRUM doar așa trecând pe lângă această companie românească, nu au reușit să treacă dincolo de porțile acesteia. Și aș vrea aici să ne povestiți dumneavoastră, domnule Farcaș, ce vor vedea în acea zi de 20 iulie. Păi, în primul rând, vor avea ocazia să vadă construcțiile care au fost renovate, vor avea ocazia probabil să intre și în anumite secții de producție, să vadă condițiile de lucru, pentru că cred că este un aspect foarte important pentru un viitor angajat, în ce condiții va lucra. Va avea ocazia să vadă tehnologia la care IRUM a ajuns astăzi, și anume noile mașini de prelucrări comandă numerică. Avem o nouă vopsitorie deschisă anul acesta, la cel mai înalt nivel, pot să spun, tehnologic, actual. Și, în general, vor avea ocazia să ia contact cu colegii mei, care le pot, să zic așa, prezenta puțin câte puțin cu ce ne ocupăm, ce facem și ce oportunități au pentru a-și dezvolta cariera în continuare, în cazul în care aleg să vină la IRUM. Acum aș vrea din partea amândurora un răspuns la următoarea întrebare. Cum a fost primul contact cu această companie și ce ați simțit în momentul în care ați reușit să căpătați experiență în cadrul unei firme românești, a unei companii cu capital 100% autohton, dar care, iată, e de talie mondială? Eu pot să spun că din momentul în care am intrat pe poartă și venind spre clădirea principală unde trebuia să am interviu, am simțit deja o stare de bine, în sensul că cine ne cunoaște vede de la exterior faptul că este un mediu de lucru plăcut, profesionist, curat, iar apoi viabilitatea întreprinderii și performanțele înalte la care ea era deja când am venit eu la interviu mi-au sugerat că cu siguranță o să pot să-mi dezvolt cariera pe termen lung și o să pot să mă dezvolt foarte frumos aici. Pentru mine pot să spun că a fost foarte simplu de la început, pentru că eu am fost pasionat de mic copil de tot ce înseamnă tehnologie, tot ce înseamnă mașini, utilaje. Practic, când am venit aici, e ca și cum am mers la mine acasă, să zic așa. Adică e ca la doua casă pentru mine, IRUM. Și cel mai important lucru, zic eu, pentru un nou angajat e să fie pasionat și să se implice 100% în ceea ce se întâmplă la IRUM și să fie parte la continuarea tradiției tractorului românesc. Care lucrul la care IRUM s-a angrenat în momentul în care a intrat pe această piață, a ales să continue tradiția tractorului românesc. E nevoie de experiență? Nu, așa cum spuneam mai devreme, experiența nu este necesară. Bineînțeles, dacă este un plus pentru noi, dar avem oameni dedicați
care pot să integreze persoanele fără experiență, pregătiți pentru a-i forma în timp. Iar de asemenea, toată echipa, tot colectivul este angrenat în așa fel încât o persoană fără experiență să fie binevenită și să identifice rapid modalitățile de dezvoltare. Noi mergem pe ideea, nu știi, trebuie doar să vrei, noi te învățăm. Tocmai în acest scop invităm cât mai multă lume la evenimentul nostru miercuri 20 iulie. Vom avea chiar și concurs cu mici premii și toată lumea este binevenită care dorește, cum am spus, să-și creeze sau să-și consolideze cariera. La noi oportunitățile vor fi. Iată, dragii mei, cum am reușit să cunoaștem mai bine ceea ce urmează să se întâmple în incinta companiei românești IRUM, miercuri 20 iulie, începând cu ora 15, când toată lumea care își dorește și este în căutarea unui loc de muncă are oportunitatea de a cunoaște mai bine tot ceea ce se întâmplă dincolo de poarta IRUM. Vă așteptăm în număr cât mai mare și sperăm noi ca această ediție a emisiunii Fabricat în Transilvania să fi fost suficient de explicită și convingătoare în a vă aduce pașii înspre IRUM. Iată, un târg de cariere, un târg în care reușiți să vă găsiți un loc al dumneavoastră, urmează să se desfășoare în această miercuri, unde altundeva decât în municipiul Reghin, la sediul companiei IRUM, în județul Mureș. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați oferit-o, le mulțumesc și celor doi invitați pentru răspunsurile pe care ni le-au furnizat pe parcursul minutelor petrecute alături de mine și dumneavoastră și nu-mi rămâne decât să vă invit să veniți aici la IRUM.